Descinderi în locuințele unor afaceriști din Craiova. Cele 8 percheziții au fost făcute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 350.000 de lei. Unul dintre suspecții a ajuns ieri în arest, după ce a fost condamnat la închisoare, tot pentru astfel de fapte. Poliția deschide! Poliția deschide! Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au efectuat în această dimineață 8 percheziții în municipiul Craiova, la domiciliile unor oameni de afaceri și la sediile unor societăți comerciale. La acțiune au participat și luptători din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale. Vizate au fost mai multe persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul agroalimentar. Prejudiciul depășește 350.000 de lei. În urma descinderilor, 4 persoane au fost conduse la sediul IPJ Dolj pentru audieri. Polițiștii au ridicat mai multe documente și au stabilit că suspecții au emis și înregistrat documente fictive privind livrarea de mărfuri și servicii către mai multe firme. Unul dintre afaceriști, un bărbat de 50 de ani din Craiova, a fost încarcerat ieri după ce a primit o condamnare de 5 ani de închisoare, tot pentru evaziune fiscală.